Bună dimineața! Ziua de astăzi mi-a început așa cu dry in maxi de vișină și mentă. Așa. Voi încerca împreună cu voi să ne-l prepar. Hai că primul pas l-am făcut. Aseară am culcat foarte târziu și vorbesc așa încet pentru că Lia încă doarme. Dar aseară m-am culcat târziu și m-am trezit cu mâinile umflate, cu cioarcăne sub ochi. De asta am zis că rezolv imediat problema cu un dry in maxi. După care o să... Hai că nu știu ce s-a întâmplat aici. După care o să merg și o să citesc. Așa. Și o să rezolv niște teste. Astăzi am la ora 9 lecție cu medicul școlii auto. Dar până la ora 9, acum e 8 și 10 minute, până la ora 9 vreau să citesc un pic și să mă rezolv din chestionare. I-am pregătit Liei aici ceișuri de bergamotă. Ea a cerut terci, așa că o să mănânci terciul cu fulgi de cocos și eu vreau să-mi pun un amestec din ăsta de semințe cu miere, doar aștept să se răcorească. Aici trebuie să-mi pun cafeluța și am aprins și lumnărică și vom avea așa împreună cu Lia un mic dejun sănătos, gustos. Acum am lecții, deja s-au început, dar am ieșit din ședința video pentru că am vrut să filmez micul dejun. O lecție foarte interesantă, apropo, și opresc filmarea și merg la lecții. După Crăciun am hotărât eu să las masa asta așa deschisă toată. Da, pentru că cu Lia noi mai facem puzzle aici, dacă ea tot stă acasă, e masa la care facem activități și am pus această față de masă. Nu te primești cu tatuaj, dar de fapt de ce tu nu mergi la grădiniță? Care e adevărul? Pentru că am tatuaj. Nu e adevărat, pentru că tu șești foarte tare. Și pentru că am tatuaj. Ok. Și ca să înțelegeți, iată, în ultima perioadă, aceste puzzle-uri sunt făcute de Lia de câteva ori pe zi. Fiecare, apropo. Dar ce vreau să spun? Da. Am pus această față de masă. Da, și aici am mâncat cu toții. Da. Și ne-am uitat la ceva foarte frumos. La ce anume? Nu știu, cred că... La o emisiune, da? Da. Am pus această față de masă. Lasă-mă un pic să vorbesc. Da, tot am pus masa asta și mama ne-a pus fix și de să ne uităm și să mâncăm. Ok. Este o față de masă cu motive, iată, de Paște, primită de la Monica, dar mie îmi place foarte mult că o pot șterge așa cu lavetă umedă. Și mie îmi place așa. Da, masă. Doar că iată n-am călcat-o, dar eu sper că nimeni nu o să supere că vă arăt așa față de masă necălcată. Haide să... Spălăm fața, dințișorii și venim să facem puzzle. Și ochișorii, da. Limbuța. Ok, hai. Ia priviți ce vreme frumoasă avem noi. Da, e minus 16 grade, dar de fapt așa trebuie să fie iarna. Am deschis geamul ca să pun haine la uscat, dar deja știu că nu mai o să le pun pe sârmă și o să și înghețe, dar e foarte plăcut, foarte frumos. Lia, vin încoace. Iată, ne-am prins codiție și, da, brăduțul nostru, ia de să-l arătăm la urmăritori, brăduțul nostru încă îl mai ținem până când? Până după bobotează. Dar și cu tine?
Eu tot joc o dumă. Cecilia e la biserică, are concert de colinde. Și Lia a văzut pe înregistrare, pentru că am privit live-ul transmis în comunitatea noastră. A văzut că a primit cadou și plânge că vrea și ea. Nu nimic, noi mergem afară, ne-am prins codiții, mergem afară. Dar înainte de asta vreau să vă arăt că Liei i-am aplicat această cremă pentru copii cu extract de romaniță și castraviete, vitamina A și E de la Cosme Plant, Victoraș, avem și Victorița, iar eu am folosit crema de ochi cu peptide, lasă-mă te rog să vorbesc, și crema de față din gama Happy Dew. Hai să le punem acolo la loc, acum ne îmbrăcăm și mergem afară, o să vă luăm cu noi să vă arătăm ce se întâmplă după geam. Eu vreau să le pun. Ok. Hai, merge așa și... Lia, au spus că măcar o trebuie să luăm căruciorul, că ea e bebeluș. Da? Ești bebe? Ei, dar și în cărucior o să fie cald, tu deja ai 3 ani, nu ești pentru cărucior. Dar de ce nu mai vrei să te joci? Ia uite. Hop. Ce-am desenat eu? Aniara. Da, aici. Ce-am desenat? Nu știu. O față zâmbitoare am vrut să desenez. Da. Dar nu mi-a reușit. Mai desenează ceva. Să mai desenez? Asta ce-i? O barcuță. Nu. Am încercat buze. Uite coronița. Coronița, iată, se face așa. Iată, asta e coroniță. Da? Dar seamănă că o odicea. Seamănă, da? Da. Haide mai încolo, un pic. Nu, ce e aceea? Ce e aceea? Hai să ieși. Și îngheață mâinile. Ei, cum îngheață? Uite ce-i frumoasă zăpada. Iată să văd năsucul. Nici năsucul măcar nu s-a înrușit de tot. Nu e așa de frig. Curge din streașină. Tu după atâtea zile de stat în casă... Dar uite, iarna nu... Ia uite la mine. Dar la grădiniță cum ai să te duci? Totul să fie frig și zăpadă. Ba nu. A? Ba nu. Ia uite la mine. Cum ba nu? Și ai să te duci la primăvară tocmă. Dar gerul iarna nu vine, sunt nici păianjini, sunt nici albini, sunt nici păsărielele. Da. Că e foarte frig la noi. Nu a fost chip de stat afară prea mult, pentru că Lia a înghețat. Așa că am venit acasă și iată, facem acest puzzle. Acum și spunem să facem niște paste. Avem sos de... cu piept de pui. Da. Și o să mâncăm acum la amiază. Da, Liuța? Da. Dar mai întâi rezolvăm puzzle-ul. Sau mă duc să pun apă la fiert? Da. Hai, ok. Am aprins aici o lumânărică. Am pus ulei esențial de bergamotă și facem aromaterapie, rezolvăm puzzle și pregătim ceva de mâncărică. Mulțumesc, mama, că ai deschis așa... Ce-am deschis? Ai deschis telefonul. Tu rămâi cu telefonul, da? Da. Mă duc să... Mai povestește-le ce-am mai făcut afară. Noi am făcut afară, ne-a jucat cu zăpadă, mama desenat și eu m-am jucat și era foarte frig. Și nu era și să fac. Și iată, asta s-a întâmplat, dragii mei. Și vă pupici. Dar și noi am furiat, dar că și eu cu mama am furiat. Și dar cu mama voastră, voi să fiți cu minți,
dragilor, și să mă arunci din glumă și de mor să le gândim. Dar că mare din suflare și dinte dragilor de bari, în apă nu e voie, nu să spui așa. Ia ascultă-mă, mama ți-a adus aici, na, siropel. Una, încă una. Avem aici, am făcut sirop din ce? Hai, spune tu, că tu știi. De la muie. Cu? Cu miere. Cu miere și cu... Mai și cu usturoi. Și cu usturoi. Și ghimbir. Și ghimbir. Așa. Și Lia o să se facă bine, da? Mhm. Iar ce Alicăi mi-a plăcut ciropul și mie mi-a plăcut ciropul. Le fiau când mama cu copiii erau duși. Dar amară, de fiecare dată, voi mă însufla din minți, apoi toți s-au răzgândit de mine. De ce povestești? Ce primini cum era afară. Da? Da. Aha, și cum era afară? Frig. Da? Era frig? Și tu n-ai vrut să stăm prea mult? Și era prea frig. Aha. Și eu nu doream. Dar de ce? Dar mama dorea. Dar de ce n-ai dorit să stăm afară? Pentru că era foarte frig. Că? Pentru că? Trebuie să spui așa. Pentru că? Că? Sau deoarece? Iată, așa desenul. Dar tu deja știi cum să-l faci singur, așa e? Că te descurci. Și cu cine știu? Da, na. Uite. Te descurci minunat. Da. În toată ziua pot să fac puzzle. Da. Și iată așa, mai stăm, mai discutăm. Mai vorbim, mai... Povestim. Mai povestim. Și nu știu ce mai fac. Acum și-au să vină copiii mari și iarăși o să fie gălăgie. Hai să sunăm la bunica. Vrei? Hai. Iată, prânzul nostru este gata, avem aici tăiței și vă spuneam că am făcut aseară piept de pui în smântână și mama, am aici morcov cu mama, ardei gras, ardei capia de fapt și o să mănânc cu varză murată. Nu este smântână, Lia mănânc fără nimic, așa, goale, tăiței goi, doar cu unt. Lia se uită la desene. I-am dat acolo câteva minute să se relaxeze și ea. Eu spăl vesela și mi-am făcut aici, iată, îmi fac de fapt, o pastilă din asta, un supliment cu acid folic, B6, B12, vitamina C și fier. Mai am câteva dintre ele. Cred că v-am mai arătat într-un vlog că iau aceste suplimente. Da, dacă vă întrebați ce-i cu manicura mea, păi să știți că tocmai pe data de 24 ianuarie o să merg să-mi o corectez, pentru că Olesea nu are locuri. Toate locurile sunt ocupate. Nu mai știu dacă v-am spus că astăzi este duminică. Da, este duminică, este la noi, este Sfântul Vasilie, în sat, copiii umblă cu semănatul, seara a umblat cu uratul, dar noi nu am fost nici, deja avem mai mulți ani de când stăm în oraș, pentru că Sergiu este la biserică și cât fratele meu avea mașină mare și încăpeam toți în ea, mergeam cu toții. Acum, dacă și-a schimbat mașina, deja așteptăm să avem noi propria mașină și să putem merge. Speram că la anul, pe vremea asta,
O să fim în sat la părinți și o să filmez vlog de acolo. Vreau să spăl vasele. Am avut așa o situație aseară că mi-a dat lumea peste cap. Am pus haine la spălat, tot frumos, tot bine, până când am auzit așa un sunet ciudat și când vin aici în camera copiilor unde se află și mașina de spălat, camera era plină cu fum, evident m-am speriat. Bine că nu a avut de suferit electricitate, dar deodată mi-am făcut cele mai rele scenarii. Nu știu, s-a ars mașina, ce s-a întâmplat, idei nu am, dar deja este, iată, a doua zi, că noi stăm cu geamurile deschise, încălzim camera, în special camera asta, deschidem să se aerisească iarăși, încălzim iarăși, în fine, se simte un miros foarte puternic de plastic. Am aerisit foarte, foarte bine. Deja cred că nu mai este nimic toxic, doar că mirosul acesta s-a îmbibat în pereți și idei nu am ce să facem. Aștept ziua de mâine. Sergiu și mâine are slujbă, dar nu e sărbătoare mare, așa că eu cu mopul cred că o să spăl pereții. O să încerc cu laveta universală și cu detergent, foi, să spăl canapelele, să le șterg așa. Poate scot un pic mirosul, nu știu ce să fac, pentru că se simte... Apropo, am vorbit cu tatăl meu și el mi-a spus că acest miros este de fapt de la cureaua topită, cureaua arsă de la mașină. Idei nu am ce e asta, dar iată așa situația avem noi. Acum, că v-am spus ce s-a întâmplat, spăl vasele, pe fundal vizionez, sau mai bine zis, ascult vlogul Daniei și Stun, a postat astăzi un vlog nou și ea chiar spunea că trebuie să fim recunoscători pentru tot ce avem și confirm acest lucru. Eu spun așa, după situația pe care am trăit-o ieri, zic, mulțumesc Domnului și sunt recunoscătoare că nu a fost ceva mai grav și, Doamne ferește, nu știu ce se putea întâmpla. Nu vreau să-mi imaginez, doar sunt recunoscătoare că lucrurile sunt așa cum sunt. Așa că, da, trebuie să fim mulțumitori pentru ce avem. Îmi iau băuturica, după care spăl repejor vasele și merg să mai rezolv din chestionare. Mâine de dimineață ar trebui să mă trezesc, o să fiu cu toți copiii acasă, dar să mă trezesc să fac curățenie în casă, să spăl pereții, după cum vă spuneam, pentru că la ora 3 jumate și la ora 5, adică două lecții la rând, dacă e o oră jumate, practic 3 ore o să stau în mașină și voi avea lecții practice. De asta urmează o săptămână foarte grea, se apropie examenul. Și eu trebuie să-i dau forță, pentru că am nevoie de lecțiile astea, pe care nici nu le-am făcut toate. Apropo, școala ne oferă prin contract 24 de lecții, dar eu de la două am absentat, pe una am anulat-o și una încă nu aveam programată, așa că mi le-am programat iată pentru ziua de mâine. În total o să fac 24 de lecții, după care, dacă și nu o să dau examenul, pentru că am zis că nu pun presiune pe mine, e important să dau teoria, practica, eu chiar idee nu am de ce să insist atât că se dai examenul din prima și timp de 3 luni, cum poți să înveți timp de 3 luni, dar practic noi o lună jumate am făcut lecțiile practice. Cum poți să înveți într-o lună jumate, dar să spunem chiar și în 3 luni, ceva ce este absolut nou, absolut, în fine, asta este altă discuție. Nu vă mai țin de vorba. Au venit acasă copiii colindătorii și ce aveți aici? Hai arată! Avem ciocolată. Așa, una lui Lia, da? Sau cum?
Pentru stați. Aha. Pentru stați. Ok. O agendă. Ia să vedem. Uite, roșie, wow. Asta părintele a spus că e pentru școala duminicală, așa e? Da, eu, așa da, eu nu merg la școala duminicală. Hai da nu iei, dar... Nu. Și ce mai ai acolo? Am un carnețel. Ia să vedem. Și restul bărânii. Și nu, și nu am mai dat încă un pix. Un pix. Ce fain, așa-i? Ce mai ai acolo? Iată, la colindătoare, Ana, este părintele odată așa cadouri. Este deja seară. Între timp am avut și oaspeți. Nu am mai filmat, pentru că... Nu. Am vrut să petrecem așa momentele împreună frumos și îmi fac aici colagenul. Am început un curs de colagen și poate vă întrebați de ce amestec cu acest... Este o parte dintr-o seringă de la siropurile pentru copii, pentru că colagenul se amestecă cu o lingură de plastic sau de lemn, nici de cum cu metal, deoarece el conține, pentru activare, conține vitamina C și în contact cu metalele, vitamina C se oxidează. Aici am colagen din persică și lămâie. Iată așa, 10,5 grame are fiecare pliculeț. Cursul recomandat este de o lună, o lună pauză, sau două luni, două luni pauză, sau trei luni, trei luni pauză. Și eu mi-am cumpărat doar 10 pliculețe pentru că merg des la magazin și o să-mi iau așa de fiecare dată când o să mi se termine cutia. Așa, cred că o să, nu știu ce o să se mai întâmple astăzi, dar mai filmez un pic mai de seară și o să încheiem vlogul. Un vlog așa, mai liniștit. Și aici Cecilia... E făcut squisher cu ursuleț. Așa, și foarte frumos. Foarte frumos. Și cutiuța tot de tine e făcută. Da. Iată, eu am o colecție întreagă de cutiuți. O să filmăm într-o zi și ai să ne arăți. Apropo, canalul Ceciliei se numește Cecilia Craft Show. Acolo ea face shorturi. Urmăriți-o pentru că se face lucruri frumoase. Iată așa. Și încheiem seara, iată așa, cu Alice în Țara Minunilor și aici avem colecție de cărți cu Peppa Pig. Lia, acum ai pasionată de Peppa. Iată așa, ele sunt în engleză, noi citim în engleză, dar ea nici nu le traducem. Da, noi nu le traducem pentru că tu cunoști poveștile, așa-i? Da. Și deja știi despre ce e vorba. Da. Citește mai întâi pe asta. Hai, Peppa Meets the King. Da? Gata, și ziua de astăzi am făcut un duș din acela lung. Am aici pudra enzimatică cu care mi-am curățat tenul și am folosit și acest borițel pentru peeling. De asta sunt așa roșie. Pe cap mi-am pus turbanul și acela roz este turbanul fetelor. Acum vreau să-mi pun o mască. Doar că nu știu să-mi fac o mască din aia tip șervețel sau am o mască din gama Happy Dew, o mască hidratantă, cred că mai degrabă. Vedem. Acuș, hotărăm împreună. După fiecare utilizare, borițelul acesta pentru peeling, cât și pe cel pentru demachiere, dar și toate lavetele de la Greenway, le curăț, le spăl binișor cu apă și cu acest săpun Biotrim, apoi îl pun la uscat și până mâine dimineață o să fie uscat și poate fi refolosit, deși este indicat ca peeling-ul să-l facem de maximum 2 ori pe săptămână. Știu că nu arată prea bine, dar totuși am hotărât să-mi pun o mască din asta tip șervețel cu arbore de ceai.
Este o mască de calmare și reparare. Am cumpărat-o de la Sublim și așa, se lasă 10-20 de minute pe tel, după care se surplusul de lichid care rămâne se masează pe față până este absorbit. Iată așa. Și pe nota asta vă spun noapte bună și ne revedem la un nou vlog. Mulțumesc că ați fost și astăzi cu mine. Pa, pa!